Domnule doctor, care este momentul la care un pacient trebuie să întreprindă primii pași atunci când crede că ar putea avea probleme de ordin renal? În primul rând, controlele trebuie făcute preventiv. Nu trebuie neapărat să așteptăm apariția unei simptomatologii, astfel încât pacientul să fie adus la spital, să fie adus în fața medicului pentru un consult. Deci, este foarte important să realizăm o prevenție și după anumită vârstă, controlele cu o periodicitate bine stabilită, e bine să fie realizat. Pe de altă parte, nu toți pacienții reușesc să ajungă să facă aceste controle și consulturi preventive și atunci este bine să se prezinte la medic ori de câte ori simte sau remarcă apariția unor semne pe care nu le-a avut până atunci. Vorbim de, în primul rând, de o urinare cu sânge, așa zisă hematurie, care este o urgență urologică și care trebuie să îl facă pe pacient să se prezinte cât mai grabnic la medic. Urinările frecvente, urinările cu urină tulbure, durerea, care iarăși este un semn foarte important care trebuie să facă să-l aducă pe pacient la medic. Acestea sunt doar câteva din semnele și simptomele pe care pacientul le poate prezenta și care să-l facă, să-l determine să vină la un consult către cabinetul de urologie. Spuneți-mi, vă rog, aici la Ovidius Clinical Hospital, care sunt avantajele pentru pacient de a se adresa spitalului și implicit echipelor care operează aici? Spitalul Ovidiu Clinical Hospital este un spital care vine în întâmpinarea pacientului cu astfel de probleme. Este un spital privat, un spital cu o dotare extraordinară, o dotare care să asigure cele mai exigente metode și de rezolvare a întregii patologii urologice. Aici va găsi o echipă de medici cu experiență bogată, o experiență obținută și dobândită în timp. Va găsi o aparatură care îi va ajuta pe pacienți și implicit pe doctor, pe echipa operatorie, să realizeze operații de înaltă performanță, operații minim invazive, operații moderne, astfel încât pacientul să beneficieze de o rezolvare modernă, o rezolvare care să-i asigure un confort cât mai bun postoperator, cu o diminuare a durerii postoperatorii către minim, cu un stres operator inexistent, dacă se poate, și cu o recuperare, evident, mult îmbunătățită, astfel încât recuperarea și reintegrarea pacientului să se realizeze într-un timp cât mai scurt.